Petrache Poenaru. Stiloul, un instrument de scris ce devine, pe zi ce trece, mai dezuet. Totuși, contractele importante, tratatele diplomatice și marile hotărâri sunt semnate în continuare cu stiloul, devenit chiar obiect de lux. Au trecut deja aproape 200 de ani de când un român a brevetat inventarea lui sub numele de toc portăreț. Acest român a fost inginerul Petrache Poenaru. Invenția l-a păstrat în memoria urmașilor, dar a umbrit cumva uriașele lui merite în dezvoltarea învățământului și culturii tehnice românești. Petrache Poenaru s-a născut în ziua de 10 ianuarie 1799 în localitatea Bănești, în apropierea de Bălcești, unde a și urmat cursurile școlii primare. Între 1811 și 1818 a fost elev la școala de la Biserica Obedeanu din Craiova. Fiind nepotul vornicului Iordache Otetelișanu, din 1818 a avut posibilitatea să lucreze la Cancelaria Episcopiei din Râmnicul Vâlcea. Iar în anii 1820 și 1821 să predea limba greacă la Școala Mitropoliei din București, de unde a nimerit exact în mijlocul evenimentelor din 1821. În urma recomandării stolnicului Gianni Orășanu, tânărul Poenaru a ajuns secretarul lui Tudor Vladimirescu. Apoi, după înfrângerea lui Tudor, poziția socială îl va ocroti de urmări, pentru unii deosebit de dure. Mai mult, în anul 1822 va obține o bursă de studii la Școala Tehnică din Viena și Berlin, unde, după propria-i mărturisire, descoperă o seamă de instrumente tehnice noi la vremea aceea, șublere sau micrometre. Eminent la învățătură, în 1826 va primi o bursă franceză și își completează studiile la École Polytechnique din Paris. Aici studiază topografia și geodezia. În particular, era preocupat de un dispozitiv nemai văzut, ascuns de ochii curioșilor până în anul 1827, când, în ziua de 25 mai, va obține brevetul francez numărul 3208 pentru condei portăreți fără sfârșit, alimentându-se el însuși cu cerneală. Cum se specifica în brevet, tocul cu rezervor al lui Poenaru elimina zgârieturile de pe hârtie și scurgerile de cerneală, inventatorul propunând diverse soluții pentru asigurarea unui debit constant de cerneală și pentru posibilitatea înlocuirii unor piese supuse uzurii, precum penița. Succesul l-a ambiat la o vacanță bine meritată în Anglia. Acolo, în ziua de 27 octombrie 1831, cutează să călătorească pe linia ferată, cu trenul, fiind primul român care a folosit acest mijloc de transport, pus în funcțiune cu doar un an înainte, între Liverpool și Manchester. A lăsat și o descriere pitorească. Am făcut această călătorie cu un nou mijloc de transport, care este una din minunile industriei secolului nostru. 20 de trăsuri legate unele de altele, încărcate cu 240 de persoane, sunt trase deodată de o singură mașină cu aburi. Abia întors în țară, în 1832 va fi numit profesor de fizică și matematică la Colegiul Sfântul Sava din București, ca, din 1833, să devină directorul acestei școli. O carieră explozivă. În acel an, 1833, impune înființarea cursurilor speciale de matematici superioare, geodezie, mecanică, arhitectură, agricultură și silvicultură. Va crea două clase cu profil ingineresc, dotându-le cu manuale și aparatură de laborator. În 1836, la inițiativa sa, se vor organiza primele observații meteorologice sistematice pentru determinarea temperaturii, presiunii și umezelii aerului. Pentru îmbunătățirea calității învățământului de profil real, în anul 1837 va publica cursul de geometrie, iar în 1841 cursul de algebră, concomitent cu vocabularul francezo-român, în două volume. În calitate de director general al școlilor din țara românească, va înființa un număr de școli publice sătești în Muntenia, numărul acestora ridicându-se în preajma Revoluției de la 1848, în doar 10 ani, la 2236. Întrucât aduceau lumină în bordee, aceste școli au fost desființate de căimăcămia instaurată după înfrângerea Revoluției Pașoptiste.
Neuitându-și obârșia olteană, Petrache Poenaru s-a implicat direct în dotarea școlilor din fosta capitală a Marilor Bani. Astfel, în 1837, el a dăruit pensionului de fete din Craiova un set de hărți: Europa, Asia, Africa, America, Australia și 20 de volume cu titlul Cours complet d'éducation domestique pour les filles. Un merit deosebit l-a avut în introducerea sistemului metric zecimal în țara românească, el elaborând primul proiect românesc de lege pe această temă, discutat între 1834 și 1836 în forurile legislative ale țării. Atunci, în 1836, victoria a fost parțială. Formularea introducerea sistemului zecimal al stânjenului lui Șerban Vodă fiind neconvingătoare. Dar lupta a fost lungă până în anul 1864, când s-a legiferat acest sistem. Rezistența la nou nu provenea dintr-un spirit tradiționalist, ci era cauzată de obtuzitate. Ani la rândul s-a invocat o falsă realitate, că în țara românească n-ar fi suficienți ingineri. Acești opozanți nu aveau habar că Petrache Poenaru înființase cursuri de matematici teoretice și practice destinate inginerilor topografi. Nu s-au ostenit să se intereseze, să întrebe. În 1857, la preluarea liniilor telegrafice de către oficianții români, s-a invocat incapacitatea românilor de a asigura acest serviciu. Obtuzii vedeau pretutindeni obtuzi. Profesorul Poenaru, în calitate de președinte al unei comisii de examinare, a organizat un examen riguros care a demonstrat capacitatea oficianților români de a asigura acest serviciu în țara românească. Ce puteau străinii, românilor le era interzis? Trebuia să intre în politică pentru a face lumină în forurile decizionale. În 1841 va fi ales deputat de Dolj mai ușor decât se aștepta. Va demonstra el, inventatorul stiloului, cât de capabili sunt românii. Soluția tehnică ce a condus la construirea primului pod peste Olt, la Slatina, inaugurat în 8 septembrie 1847, a fost dată de Petrache Poenaru și de Ioan Emanuel Florescu. De necrezut! Contemporanii luminați, precum doctorul Severean, au fost uimiți de erudiția și de complexitatea activității profesorului Poenaru. De pildă, în anul 1849, publica Învățături pentru prăsirea duzilor și creșterea gândacilor de mătase. Lucrare precedată de editarea, începând cu 1 octombrie 1843, a periodicului Învățătorul satului. Spirit inventiv, ca membru din 5 martie 1850 al Comisiei Tehnice a Departamentului Treburilor din Lăuntru, a militat pentru introducerea mașinilor în țara românească. La propunerea din 8 aprilie 1854 a acestei comisii, a fost achiziționată de la Paris o dragă pentru a curăța Dâmbovița de gunoaie. În cadrul aceleiași comisii a susținut tipizarea cărămizilor. Va trebui să domine o analogie a lungimii către lățime, plus o jumătate de deget sau un rost, astfel încât lungimea să acopere în lucrare cele două lățimi așezate cu micul interval între ele. Atunci numai suprafețele pereților vor fi suprafețe plane la orice grosime de zid. La 20 octombrie 1850 va fi numit membru al eforiei școlilor naționale. Trebuia să urmărească aplicarea regulamentului de funcționare a școlilor din țara românească, semnat de domnitorul Barbu de Știrbei la 17 octombrie 1850 și în care se prevedea să se înființeze o facultate de științe exacte cu 3 secții, pentru topografi, ingineri de poduri și șosele, arhitecți. Ca urmare a implicării directe a profesorului Petrache Poenaru, cursurile școlilor de poduri și șosele vor demara chiar din ianuarie 1851. După unirea principatelor române, va concepe textul Legii Instrucțiunii Publice de la 1864. În 1870, la 10 septembrie, va deveni membru al Academiei Române. Primirea oficială a fost programată pentru 8 septembrie 1871. Fiind însă bolnav, discursul de recepție intitulat Gheorghe Lazar și Școala Română a fost citit de Gheorghe Sion. Ilustrul dascăl s-a stins din viață la 2 octombrie 1875, lăsând în urma sa o operă culturală, pedagogică și socială, cu efecte vizibile și în zilele noastre.